Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ziua se apropie. Astăzi vom face o scurtă retrospectivă a celor mai importante evenimente din luna iulie a acestui an. Scopul nostru este să putem înțelege mai bine evenimentele contemporane care au relevanță din punct de vedere biblic și mai ales din perspectiva revenirii Mântuitorului nostru. El a profețit că vremurile din urmă au un anumit tipar și că vor exista anumite semne care prevestesc întoarcerea lui. Nu vom face studiu biblic, dar prin selecția de evenimente avem în vedere tocmai aceste semne ale sfârșitului veacurilor. Cele mai importante semne sunt legate de Israel. Una dintre profețiile din Vechiul Testament spune că în vremurile din urmă, Israelul se va confrunta cu conflicte militare majore. Luna iulie a reprezentat o continuare a operațiunilor militare în Gaza, o agravare a conflictului cu Hezbollah, dar mai ales o escaladare a tensiunilor cu gruparea teroristă Houthi din Yemen. La toate aceste conflicte se adaugă tensiunile politice interne israeliene care par fără sfârșit. În timp ce liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a amenințat miercuri că va ataca localități israeliene care nu au fost încă lovite de rachete dacă Israelul continuă să lovească ținte din Liban, IDF face o scurtă analiză a celor peste 9 luni de când a început actualul război din Gaza. Israelul are de luptat pe două fronturi, unul la nord cu Hezbollah și altul la sud cu Hamas. Până acum, Israelul a desfășurat atacuri țintite asupra oficialilor Hezbollah din Liban, fără a escalada tensiunile către un război total care ar avea un impact semnificativ asupra vieților civililor libanezi. Conform IDF, la 9 luni de la operațiunea la Sol din Gaza, jumătate din conducerea militară a Hamas a fost eliminată împreună cu aproximativ 14.000 de teroriști uciși sau reținuți. A fost confirmată eliminarea a 6 comandanți de brigadă, a peste 20 de comandanți de batalioane și a aproximativ 150 de comandanți de campanie, lăsând conducerea Hamas fragmentată și afectată de revolte interne. Armata este foarte încrezătoare că Mohamed Daif, comandantul general al forțelor Hamas, a fost ucis într-un atac aerian de sâmbătă. Ziua de joi a marcat o escaladare semnificativă a atacurilor cu rachete lansate de Hezbollah către Israel. Hezbollah susține că a lansat 200 de rachete și drone într-o singură oră. Au fost provocate mai multe incendii și alte pagube materiale pe înălțimile Golan și în jurul orașelor de coastă Aco și Naharia. Nu au fost raportate victime. Organizația israeliană Luptă pentru Nord, care reprezintă sute de familii israeliene evacuate de la granița cu Libanul, a cerut guvernului să ia măsuri mai ferme împotriva Hezbollahului susținut de Iran, astfel încât ei să se poată întoarce la casele lor. Cităm, statul Israel este la un pas de a pierde Nordul. Acesta este un război în toată regula și statul Israel trebuie să-l câștige, au spus reprezentanții organizației. Miercuri, un atac aerian israelian în orașul Tir, din sudul Libanului, l-a ucis pe Muhammad Nimah Nasser, care comanda unitatea Aziz a Hezbollah. Nasser a fost responsabil pentru lansarea de rachete asupra comunităților și forțelor de securitate israeliene. Atacul aerian al Israelului asupra portului Al-Hudaydah din Yemen, la Marea Roșie, marchează o schimbare semnificativă a felului în care a răspuns Ierusalimul la cele peste 200 de rachete și drone lansate de Houthi din octombrie. Un atac cu drone asupra orașului Tel Aviv de vineri, care a ucis un israelian și a rănit alți 7, a determinat Israelul să schimbe tactica față de Houthi din Yemen, o grupare teroristă sprijinită de Iran. Israelul a ales să ignore până acum atacurile Houthi, dar în acest weekend a schimbat tactica, bombardând un port iemenit la aproximativ 1800 de kilometri de Israel. Operațiunea a transmis o undă puternică de șoc în regiune. Portul Al-Hudaydah, un important obiectiv economic și militar pentru Houthi, a fost incendiat, ceea ce a dus la o panică generalizată în rândul locuitorilor. Martorii oculare au raportat cozi lungi la benzinării, în timp ce oamenii se grăbeau să-și umple rezervoarele de frica unor noi atacuri. Flăcările și exploziile din portul incendiat au fost difuzate în întreaga lume arabă. Iranul a condamnat atacul aerian și a avertizat împotriva a ceea ce a numit aventurism israelian, dar a înțeles mesajul transmis de Israel tuturor celor care urmăresc să-i provoace distrugeri acestuia.
Tensiunile israeliene interne par fără sfârșit, puterea și opoziția fiind de neoprit. Partidul Unitate Națională din Israel a depus marți un proiect de lege pentru a anula vacanța de vară de 3 luni a Knessetului din cauza războiului. Actuala sesiune a Knessetului se încheie pe 28 iulie. Partidul condus de Benny Gantz a susținut că parlamentarii poartă în prezent discuții critice legate de noi recruți ai armatei, în special despre recrutarea studenților la teologie Yeshiva, fapt ce are potențialul de a răsturna guvernul Netanyahu. Proiectul de lege vine și pe fundalul amenințării liderului opoziției Yair Lapid cu demisia în masă a deputaților din opoziție dacă guvernul Netanyahu o va demite pe procurarea șefă Gali Barav Miara, o importantă reprezentantă a elitei progresiste israeliene care a blocat în mai multe rânduri anumite legi conservatoare. Următorul procuror general va fi numit de ministrul justiției Yair Levin, arhitectul unei revizuiri judiciare profund controversate. Inițiativa este suspendată acum, dar a urmărit să schimbe modul în care judecătorii sunt numiți și revocați, oferind Knessetului capacitatea de a trece peste aceste decizii ale înaltei curți și de a restricționa utilizarea de către judecători a standardului de rezonabilitate. Luna iulie a fost caracterizată de o schimbare politică uluitoare în Statele Unite ale Americii. După sondajele de la începutul lunii iulie, actualul președinte Biden a scăzut puternic în preferințele de vot ale americanilor pentru alegerile din toamnă. Dar evenimentul cel mai dramatic a fost încercarea de asasinat asupra lui Trump. Se pare că glonțul care l-a vizat pe Trump și doar a rănit ușor urechea acestuia, l-a lovit de fapt pe Biden, nu fizic, ci în șansele de a deveni președinte, care, după acele eveniment, s-a văzut presat să renunțe la întrecerea electorală. Trump este acum considerat de cei mai mulți analiști ca fiind următorul președinte al Americii. Cunoscut fiind pentru pozițiile sale conservatoare și pro-Israel, dușmanii Israelului știu că mai au o fereastră îngustă de timp, 6 luni, când mai pot face rău Israelului. Este de așteptat ca situația din Orientul Mijlociu să se înrăutățească și mai mult. Democrații au intrat în panică din cauza performanței șocant de slabe a președintelui Biden în dezbaterea istorică de săptămâna trecută cu fostul președinte Trump. Unii lideri importanți din partidul lui Biden cer ca acesta să nu mai candideze pentru un al doilea mandat. Conform sondajelor realizate după dezbaterea de joi, alegătorii americani au fost îngrijorați de ceea ce au văzut la președintele Biden, care în mai multe situații era confuz, nu reușea să ducă până la capăt o propoziție sau amesteca subiectele, ori rostea sunete neînțelese. Roseanne Ponkowski, rezidentă din Michigan, a spus pentru CBN, cităm, am avut de-a face cu oameni care suferă de demență și este foarte evident doar din privirea de pe chipul lui, nu înțelege ce se întâmplă, expresia surprinsă și șocată uneori, ochii, fața foarte rigidă, mâinile foarte rigide, toate sunt semne foarte proeminente ale problemelor cu care se confruntă președintele. Dușmanii Americii știu că acum au o fereastră de timp limitată în care o asemenea administrație, care e atât de slabă, să fie la Casa Albă. Mai mulți comentatori de politică externă se așteaptă ca Rusia, China și Iran să fie tot mai ostile în perioada următoare. Sâmbătă seara, Donald Trump a fost rănit ușor într-o tentativă de asasinat în timpul unui meeting de campanie în localitatea Butler, Pennsylvania. Trump a fost împușcat în zona urechii, iar echipa sa de campanie prezidențială a spus că acum este bine, după ce a fost rapid protejat de agenții serviciilor secrete. În timp ce s-a auzit primul sunet de foc de armă, Trump s-a oprit din cuvântare și și-a prins urechea dreaptă unde a fost lovit, la doar câțiva centimetri de punctul în care ar fi putut fi ucis. Pe măsură ce s-a lăsat apoi jos, au răsunat mai multe focuri de armă, iar forțele de ordine au făcut un cordon de protecție și l-au condus pe Trump într-un loc sigur. Bărbatul înarmat care a tras asupra fostului președinte a fost identificat de către FBI cu numele de Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania. Agenții serviciului secret l-au împușcat mortal pe Crooks, care l-a atacat pe Trump dintr-o poziție ridicată, la aproximativ 130 de metri în afara meetingului, a mai spus FBI. Fostul președinte Donald Trump a fost votat oficial drept candidat republican la președinție și a dezvăluit pe cine a ales să fie candidatul său la vicepreședinție. Este vorba despre James David Vance, senator al SUA din Ohio. După o lungă deliberare și gândire și luând în considerare talentele extraordinare ale multora, am decis că persoana cea mai potrivită pentru a-și asuma funcția de vicepreședinte al Statelor Unite este senatorul James Vance al marelui stat Ohio, se arată în anunțul făcut de Trump.
Senatorul Vance, în vârstă de 40 de ani, absolvent al Facultății de Drept din Yale și cu o carieră de afaceri de succes în tehnologie și finanțe, este cunoscut pentru poziția sa conservatoare, anti-avort și pro-Israel. Organizațiile pro-life au salutat anunțul. Președinta organizației SBA Pro-Life America a spus, cităm, senatorul Vance este o selecție excepțională a președintelui Trump. Președintele american Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, a fost testat pozitiv cu COVID-19, a confirmat Casa Albă miercuri seară, după ce CNN și alte instituții media americane au raportat diagnosticul. Informația despre diagnostic a venit cu aproximativ o oră și jumătate înainte ca Biden să fie așteptat să vorbească la o conferință. Medicul președintelui a spus că Biden a primit prima doză de Paxlovid și se va autoizola la casa lui din Delaware. Secretarul de presă de la Casa Albă, Karine Jean-Pierre, a confirmat acest diagnostic, spunând, cităm, președintele a prezentat în această după-amiază simptome ale căilor respiratorii superioare, care includ rinoree și tuse neproductivă cu stare generală de rău. În această etapă nu este clar dacă izolarea lui Biden va forța anularea întâlnirii sale cu premierul Benjamin Netanyahu, care este programată să aibă loc lunea viitoare pe 22 iulie. Biden se confruntă cu o imensă presiune din partea liderilor Partidului Democrat pentru a se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale din America din toamnă. Liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, și liderul minorității din Cameră, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi și alții i-au spus în privat că nu-l poate învinge pe Donald Trump la alegerile din noiembrie. Mulți cercetători ai Bibliei anticipează în vremurile din urmă o scădere a influenței Americii împreună cu aliații săi din NATO și o creștere a influenței Rusiei, Chinei și Iranului, care și-a ales un nou președinte. China reușește să destabilizeze Statele Unite. Europa a votat luna aceasta stânga socialistă atât în Franța cât și în Regatul Unit, ceea ce înseamnă că politicile anticreștine și antisemite se vor înmulți, cel puțin în vestul Europei. Este cunoscut la nivel mondial faptul că rivalitatea dintre China și America a atins un nivel îngrijorător cu un potențial de escaladare ce ar putea afecta întreaga lume. Jurnalistul de investigație și autorul Peter Schweitzer a detaliat eforturile Chinei de a submina America din interior. Schweitzer susține că Republica Populară Chineză este într-un război rece cu America, semănând haos și moarte fără să tragă niciun foc. El detaliază acest argument în cartea Blood Money. Cităm, China are o strategie numită război de dezintegrare folosind tactica lui Sun Tzu, un strateg militar chinez din secolul al V-lea care a susținut că un inamic poate fi învins fără o luptă reală. Ei fac asta semănând haosul social în Statele Unite. Literalmente ucid americani cu fentanil. Toate cartelurile mexicane sunt partenere ale Chinei. Aceasta este o operațiune chineză. Schweitzer susține că a găsit legături între familia Biden și șeful unei bande chineze implicate în distribuția de fentanil, Zhang Angle, cunoscut și sub porecla de lupul alb. În 2023, peste 112.000 de americani și-au pierdut viața din cauza supradozei de fentanil. Președintele iranian ales, Masoud Pezeshkian, care a fost prezentat drept un reformist, a reafirmat luni poziția anti-israeliană a Iranului. Pezeshkian a declarat că mișcările de rezistență din regiune nu vor permite politicilor criminale ale Israelului față de arabii palestinieni să continue, informează presa din Iran. Republica Islamică a susținut întotdeauna rezistența oamenilor din regiune împotriva regimului sionist ilegitim, a spus Pezeshkian într-un mesaj către liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah. Comentariile sale făcute la doar două zile de la terminarea alegerilor au semnalat faptul că nu există nicio schimbare în politicile regionale ale viitorului guvern sub Pezeshkian. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a declarat, cităm, nu ne așteptam ca aceste alegeri să conducă la o schimbare fundamentală în direcția Iranului sau în politicile sale. Cu 33% din voturi, Partidul de Dreapta Naționalist și Eurosceptic, Rassemblement Național, condus de Marine Le Pen, a câștigat primul tur al alegerilor legislative din Franța. Cu o prezență foarte mare la vot de peste 2/3 din populație, alegătorii și-au exprimat în mod clar respingerea politicilor președintelui Emmanuel Macron, care a convocat aceste alegeri anticipate pentru a evalua sentimentele francezilor cu privire la viitorul țării.
Era de așteptat ca protestanții evanghelici din Franța să-și retragă sprijinul pentru Emmanuel Macron din cauza legilor care au încurajat restrângerea libertății religioase în numele securității, precum și a inițiativelor de promovare a avortului și a eutanasiei. Totuși, votanții evanghelici se arată dezamăgiți de toată clasa politică actuală, deoarece niciun partid politic nu are o poziție biblică asupra problemelor sociale, precum avortul sau căsătoria homosexuală. Istoricul francez Sébastien Fett a spus că nu este sigur dacă creștinii evanghelici au votat cu toată inima naționalismul creștin francez în stil catolic, reprezentat de Marine Le Pen, dar că este evident că a existat un divorț între evanghelici și președintele Macron. Avigdor Lieberman, președintele partidului Israel Beiteinu, i-a îndemnat pe evreii francezi să se mute în Israel după ascensiunea grupurilor de stânga socialiste ca urmare a alegerilor ce au avut loc duminică în Franța. Alianța de stânga, Noul Front Popular, a câștigat 182 de locuri, în timp ce coaliția de centru, susținută de președintele Emmanuel Macron, a câștigat 168. Jean-Luc Mélenchon, liderul de extremă stângă francez, a promis că va recunoaște statul Palestina. Avigdor Lieberman, aflat în opoziție, a făcut o scurtă recapitulare a declarațiilor liderului francez Mélenchon împotriva evreilor și a Israelului pentru o televiziune israeliană, numindu-le, cităm, antisemitism pur. El a susținut ideea că evreii francezi nu mai sunt în siguranță în Franța, condusă de grupări radicale pro-palestiniene, și că sunt mai în siguranță în Israel, chiar dacă acum este în plin război. În ceea ce mass media din Regatul Unit a descris drept o victorie incontestabilă, Partidul Laburist de Stânga a câștigat alegerile generale cu cea mai mare marjă din 1997 până în prezent. Rishi Sunak, premierul conservator, și-a recunoscut înfrângerea. Scandalurile din timpul crizei COVID-19 și consecințele economice ale Brexitului sunt enumerate drept motive ale pierderii istorice a sprijinului pentru conservatori, care se află la putere de 14 ani. Noul premier britanic, Keir Starmer, a anunțat componența echipei guvernamentale. Într-o reacție din dimineața de după ziua alegerilor, directorul Alianței Evanghelice din Regatul Unit, Gavin Calver, a declarat că, cităm, se roagă pentru Sir Keir Starmer și pentru viitorul său guvern. Amploarea victoriei reprezintă o schimbare semnificativă pentru politica Marii Britanii, dar vine și cu o povară semnificativă a responsabilității. Evanghelicii din Regatul Unit nu susțin în general politicile progresiste ale partidelor de stânga. Alianța Evanghelică din Regatul Unit a declarat că va încerca, cităm, să colaboreze cu Guvernul pentru Libertatea Religioasă. Vor exista momente în anii următori în care nu vor fi de acord cu direcția Guvernului și vor contesta politicile și deciziile. Și nu în ultimul rând, un alt semn al revenirii Mântuitorului este apostazia. Chiar dacă în vremurile trecute mulți au părăsit adevărata credință, Biblia profețește că în vremurile din urmă va exista o apostazie cum nu a mai fost în istoria bisericii. Islamul câștigă tot mai mult teren în Europa, care se consideră seculară. În vidul acesta moral, islamul prosperă. Țările occidentale implementează tot felul de politici care par rupte de realitatea noastră evidentă. Împreună cu apostazia, prigoana este un alt semn al revenirii Domnului Isus. Biserica a fost prigonită în toată istoria sa, uneori mai intens, alteori mai puțin intens, dar vremurile din urmă sunt prezentate în Evanghelie ca fiind caracterizate de o prigoană fără precedent. Statisticile publicate de Biserica Romano-Catolică din Germania arată că aceasta a pierdut 628.000 de membri în anul 2023. Peste 402.000 de oameni au părăsit Biserica Romano-Catolică în mod intenționat, iar restul reprezintă decesele membrilor. În schimb, doar 5.700 de copii născuți au devenit noi membri ai bisericii. Poate și mai semnificativă este scăderea puternică a botezurilor nou-născuților și a nunților. Biserica Romano-Catolică continuă să reprezinte totuși 24% din populație. Tendința de secularizare a Germaniei este evidentă. În mai, Biserica Protestantă Națională din Germania a anunțat și ea datele pentru anul 2023, când a pierdut 593.000 de membri, inclusiv aproximativ 380.000 de părăsiri voluntare. Biserica Protestantă reprezintă acum 21,9% din populație. Conform mai multor ONG-uri creștine, comunitatea religioasă care are o creștere constantă în Germania este cea a musulmanilor.
California a fost guduită de un cutremur politic. Săptămâna aceasta a iscat de o așa numită lege antipărinți. Susținătorii familiei sunt revoltați de o nouă lege din California care determină școlile să înșele părinții, cerându-le în esență profesorilor și diriginților să ascundă adevărul despre cererile copiilor de a schimba sexul biologic. Legea din California a vizat anumite districte școlare care au creat politici în favoarea părinților pentru ca aceștia să fie anunțați atunci când copiii lor suferă de disforie de gen. Susținătorii LGBTQ din legislatura statului au adoptat legea pentru a anula acele politici locale, iar guvernatorul Gavin Newsom a semnat-o și astfel a devenit legea 1955. Ca răspuns la noua lege, omul de afaceri miliardar Elon Musk a anunțat că părăsește California și își mută afacerea X, fostul Twitter, și SpaceX în alte state. El a spus că X se va muta în Austin, Texas și SpaceX se va muta în Starbase. Elon Musk a explicat decizia spunând, cităm, statul vă va lua copiii din California. Acesta este ultimul pahar. Din cauza acestei legi și a multor altora care au precedat-o și care atacă atât familiile cât și companiile, SpaceX își va muta acum sediul. Un sondaj realizat de Wyston Insight arată că creștinii britanici practicanți sunt mai sceptici cu privire la schimbările climatice decât media populației. În cadrul cercetărilor au fost chestionați peste 2000 de adulți din Regatul Unit, considerându-se că 77% din populație a fost de acord că există schimbări climatice. 61% dintre respondenți care s-au declarat creștini practicanți cred că există schimbări climatice, dar că nu sunt produse de om. Activitățile solare intense ar putea fi un posibil factor al încălzirii globale, care este considerată a fi ciclică și în limitele istorice normale. Jack Scott, secretar al Institutului pentru Impactul Credinței în Viață, care a solicitat sondajul, a confirmat că, cităm, în ciuda faptului că aproape toate credințele sublinează o datorie de îngrijire și protecție față de pământ, oamenii de credință din Marea Britanie sunt mai sceptici decât cei care nu practică credința. Un sondaj similar efectuat anul trecut în Franța arată că 44% dintre respondenți care practică credința consideră că ecologismul devine, cităm, o nouă religie care sacralizează natura și neagă locul central al omului în creație. Cinci persoane care s-au convertit de la islam la creștinism au fost condamnate de justiția iraniană la pedepse grele cu închisoarea, potrivit unui raport al Iran International. Hengau, o organizație care raportează încălcările dreptului omului împotriva curzilor din Iran, a declarat că nu a fost oferită public nicio explicație oficială pentru acuzațiile împotriva celor cinci actuali creștini. Hamid Afzadi a fost condamnat la 10 ani după gratii, urmat de Nasrullah Musavi, Bijan Golizadeh și Iman Salehi, fiecare dintre ei condamnați la 5 ani, și Zorab Shabzadi, care a primit o pedeapsă de 9 luni de închisoare, a informat The Jerusalem Post. Într-o declarație pentru CBN News, Todd Nettleton de la Vocea Martirilor a declarat, cităm, creșterea bisericii din Iran este o veste minunată pentru creștinii din întreaga lume și o mare amintire a capacității lui Dumnezeu de a-și crește biserica, în ciuda a ceea ce orice guvern ar putea face pentru a o opri. Guvernul iranian vede convertirea ca pe o încercare a Occidentului de a submina islamul și guvernul islamist al Iranului. Emisiunea Ziua se apropie, se încheie aici. Sunt Codruța Burghelea și cu voia Domnului vă aștept data viitoare în prima zi de luni a lunii septembrie pentru o nouă retrospectivă a celor mai importante evenimente cu relevanță biblică. Până atunci, fiți binecuvântați! La revedere!